Inima Rebelă, episodul 21. Din acest serial, Leslie Hunt trece printr-un moment devastator când descoperă că soțul ei și prietena sa apropiată sunt amați și că amândoi sunt implicați în uciderea tatălui ei. În disperare, Leslie Hunt caută refugiu la Guven, dar este confruntată de realitatea dureroasă odată cu sosirea soției acestuia, Osge. Osge, fiind conștientă de legătura puternică dintre Leslie Hunt și Guven din trecut, joacă un rol calculat. Ea știe că Guven încă mai are sentimente pentru Leslie Hunt și că relația lor a fost importantă, dar încearcă să-și resalveze căsnicia, arătându-se înțelegătoare și acceptă că Guven petrece timp cu Leslie Hunt pentru a-l sprijini emoțional. Între timp, Shep Man și Sherhan își pun în aplicare planul de a-l învinui pe Metin pentru uciderea lui Eshrep. Metin, care a devenit complice în această situație după ce a ajutat-o pe Shep Man să scape de corpul lui Eshrep, este îngrozit de posibilitatea că Sherben și Sherhan îl vor sacrifica pentru a-și acoperi propriile urme. În mijlocul acestei tensiuni, Ruia, profund afectată de arestarea mamei sale, își dă seama de adevăr și începe să lupte pentru a-și proteja familia. Ea îi cere ajutorul lui Cesur și Asi și mai târziu al lui Yaman pentru a-l ajuta pe Metin să scape. În timp ce îl ascund pe Metin, intenția lui Yaman este să îl convingă să se predea autorităților, deoarece dorește ca toți cei implicați în moartea bunicului să devină pedepsiți. Metin este din ce în ce mai instabil psihic și devine periculos. Când își dau seama că Yaman nu va merge pe planul lor, Ruia și Metin fug. În același timp, Osge îl caută pe Yaman pentru a-l cunoaște, iar cei doi pornesc în urmărirea lui Ruia și Metin, însă nu reușesc să-i prindă.